Aloha tuturor și bine m-am regăsit la un unboxing. Astăzi să desfacem un controller pentru Xbox One cu kitul Play and Charge, pe care îl vom folosi la calculator, și un adaptor wireless pentru Windows. Windows 10 am senzația. Nu știu dacă merge totuși pe versiunile anterioare, o să încercăm. O să începem prima oară cu controllerul, dăm ăsta la o parte. Să ne uităm puțin pe la el. Prima dată observăm controlerul așa cum arată el, cu bateria venită de la Xbox și cablul micro USB tot de la Xbox. Niște scris să ne spună ce avem înăuntru și pe lateral, bineînțeles, avem ce include acest pachet. Controlerul, bateria, cablul și încă ceva aici. Mai zice, dacă nu mă înșel, că există un jack de 3.5mm pentru un stereo headset. Pentru jocuri chestii, să spui, pește. Este devastat un pic aici, dar este în diferite limbi și ne spune despre motorașele pe care le are în piciorușe, dacă nu mă înșel, controllerul, ca să aibă un feeling mai altfel. Pe partea stângă, aceeași chestie ca aici, logo-ul de la Microsoft. Să trecem mai departe. Pentru că cutiuța asta este deja un pic deschisă, o să trecem direct fără să mai tăiem nimic și o să vedem ce ni se arată prima oară când deschidem cutia. Avem aici controllerul cu logo-ul Xbox One, nu știu dacă se observă. Aici este logo-ul de la Xbox One, o să-l dăm puțin mai aproape. Și controllerul, care arată genial. Foarte frumos, lucios, tot a dat cu domnul de la Xbox și toate cele. Să scoatem din cutiuță. În spate, imediat, întâlnim bateria. Bateria de la Xbox, o baterie reîncărcabilă. Este o baterie de 1400. Dacă scoatem acest cartonaș, vom găsi în spate USB-ul, este destul de lung, nu știu, are vreo 3 metri, poate mai puțin, poate mai mult, cu logo-ul Xbox aici undeva pe el și în partea cealaltă la fel, cu un micuț LED care să ne avertizeze dacă este conectat sau nu și nivelul de încărcare al bateriei. Dacă nu mă înșel, portocaliu înseamnă că este descărcată sau se încarcă și alb înseamnă că este încărcată sau așa ceva. În cazul în care vrem să încărcăm bateria, pur și simplu o conectăm în control. Și bineînțeles, restul de broșuri pe care nimeni nu le citește niciodată în diferite limbi. Și asta foarte mare, pe care dacă vreți putem să o răsfăim așa un pic, frumos. Ok. Punem cutiuța asta un pic departe și să ne uităm un pic la controller. Controllerul foarte bine construit. În spate avem aici mufa de încărcare pentru un dock de încărcare și mufa de jack. În spate avem locul unde o să conectăm micro USB-ul dacă vrem să jucăm cu el la fir sau să încărcăm bateria. Aici este butonul pentru wireless, să activăm wireless-ul care trebuie ținut apăsat vreo 3 secunde. Și aici avem locașul pentru baterie, pe care să zicem că o să o și introducem. Frumos, tot. Se simte foarte bine, nu? Bateria are un pic de suc în ea, să zic așa. Haideți să punem controlerul deoparte și să trecem mai departe la adaptorul wireless. Deschidem cutterul și ne uităm un pic la cutie înainte de a face orice operațiune. Prima dată ni se arată adaptorul. Să vedem cum arată. Este un destul de mare pentru un adaptor. Până la urmă, doar un adaptor Bluetooth. Nu știu exact ce tehnologie are și dacă era nevoie de atâta chestie. Chiar am impresia că este atât de mare. Pe lateral un pic de scris de important, la fel aici, play with your Xbox One controller on Windows 10. Și ce avem înăuntru? Avem un USB, dacă nu mă înșel, tot așa, și wireless adapter. Windows 10 cu USB 2.0 și 3.0. Să trecem la unboxing. O să tăiem frumos aceasta. Așa. Să vedem cum se prezintă și acesta. Ce package va avea. Ok, deci este destul de mare. E foarte mare. Pentru un simplu adaptor wireless. Vine cu aceeași prezentare ca și la controller, cu acel unghi de vreo 30 de grade, să zic. Cu logo-ul de la Xbox aici undeva. Este un plastic mat. Îl scoatem, ne uităm un pic la el. Nu are un capac de protecție, cred că ar fi trebuit să pună unul, dacă vreau să-l iau undeva la mine, nu îl pot lua așa oricum. Din nou același butonaj pentru corectare wireless pe lateral. E simplu, e doar un plastic, e destul de ușor. Îl punem deoparte să ne uităm și ce are în spate. În spate găsim un micuț USB
male to female pentru prelungire, dacă nu mă înșel, în cazul în care vreau să joc de mai departe. El are un range de vreo 10 metri sau așa ceva, în cazul în care vreau să joc de mai departe, presim că pointez aici și aici și îl întind ca să am mai mult semnal unde vreau să mă duc. Haideți să vedem și cam cât de lung este acest. Despute! Ok. Nu este foarte lung, are cam 80 de centimetri, să zic. Nu e foarte lung. Este suficient, să zicem, oricum are o rază destul de mare. Și, bineînțeles, brășurile cu care am fost obișnuiți în diferite limbi, pur și simplu, asta este cum se conectează. Doar îl conectezi, apăsa pe buton, odată pe controller, odată pe adaptor. Și ar trebui să se conecteze fără nicio problemă. Încă o chestie și acea cărticică foarte lungă și plictisitoare. Păi, cam asta ar fi și pentru unboxing-ul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut și că v-a fost de folos. Iar noi o să ne revedem data viitoare cu un nou video. Nu uitați să lăsați un like, share și subscribe canalului dacă v-a plăcut. Și un like paginii de Facebook să rămâneți la curent cu toate noutățile. Ne vedem data viitoare. La revedere!